Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi este despre relaxare, este o zi în care, cu siguranță, cu toții ne vom concentra pe plăcere, pe iubire, pe pasiune și este o zi în care, uite, avem curajul să spunem lucrurilor pe nume și este o zi în care avem curajul cu toții să alegem iubirea, plăcerea și, de ce nu, să fie o zi în care să ne mai schimbăm puțin valorile. Poate este o zi în care e bine să învățăm că e cazul să ne gândim puțin și la noi, la viitorul nostru, indiferent de situații, indiferent de loc de muncă, indiferent de relația în care suntem, indiferent de prietenii pe care îi avem, indiferent de ce se întâmplă în jur. În ziua de joi vom vedea că bărbații, în mod special, vor avea enorm de mult curaj pentru a rezolva anumite lucruri. Da? Poate să fie și o zi în care să avem un spirit așa foarte puternic de a ne schimba viitorul, de a ne schimba viața, de a ne elibera, de a avea curajul să facem lucruri pe care nu le-am făcut de mult timp. Uite, ziua de joi vine cu lumea, da? Dar și marele preot. Deci este o zi în care se pot lua hotărâri importante privind o poveste de iubire, o afacere, un copil, privind o colaborare și este o zi în care suntem protejați. Da? Este poate și o zi în care cu toții vom conștientiza sau vom învăța anumite lucruri. Putem să luăm hotărâri în legătură cu un curs, cu un examen, poate să fie și o perioadă în care finalizăm un proiect important, poate să fie și o perioadă în care etica, morala și principiile, toate astea sunt importante și cu siguranță vom învăța ziua de joi că și banii sunt importanți, dar până la un punct, da? Până la un punct. Până la urmă este importantă și plăcerea sufletească, iubirea, pacea. În relațiile de cuplu, uite, în preajma zilei de joi se pot lua hotărâri importante, da? Fie relația se închide, fie mergem într-o altă etapă, fie pentru alții este vorba despre a cunoaște pe cineva alături de care să rămâi pe termen lung și foarte lung. În general, în lume o să vedem că o să se vorbească foarte mult joi despre iubire, despre plăcere, poate chiar și despre un moment în care poate apar în spațiul public tot felul de informații care ne fac oarecum să ne schimbăm, da, valorile despre viață, despre bani, toată zona aceasta. Este bineînțeles și o zi cu surprize, să știți, dar aș spune că da, este cu adevărat acel moment în care avem curajul să spunem lucrurilor pe nume și poate să fie și o zi cu succes, da, o zi cu realizări. Mai ales cei care aveți legătură cu actele, cu partea de contracte, poate cei care vreți să luați o hotărâre în general privind relația cu un părinte, relația de cuplu, acolo lucrurile sunt bune. Iar uite, cei care sunteți părinți, uite, acum o să dați dovadă de multă maturitate, o să luați hotărâri importante împreună cu un copil sau poate să fie și o zi cu succes pe examene, o zi cu succes pe pe partea aceasta spirituală. Da? Deci e o zi bună, ziua de joi, da? Dar, repet, poate să fie și un moment în care apar rezolvări și rezolvările de acolo vin până la urmă. Da? De acolo vin. Bineînțeles, hotărârile care se iau, să știți că oarecum vom reveni cât de cât asupra lor în perioada 1-25 aprilie și cu adevărat se vor finaliza și se vor stabiliza în perioada 25 aprilie 10 mai, dar asta o să discutăm cu altă ocazie. Momentan ne bucurăm de Mercur în mers direct. Da? Și asta este. Deci o zi cu eliberări karmice, dar uite, este și o zi în care partea de credință, partea de spiritualitate ar putea să ajute mult. Acum, deciziile astea, știți cum, trebuie luate și cu etică, morală, principii, credință, toată zona aceasta, adică și asta e important. Se pot întâmpla mici mari minuni, de ce nu în ziua de joi? Da? Se apropie și conjuncția la grad exact între Venus și Saturn, deja se simte, o să simtă și tot weekendul, dar măcar zic eu că astăzi să ne bucurăm așa de curaj. Da? Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Dacă n-ai văzut previziunile pentru săptămâna asta, te invit cu drag să o faci, că mai avem evenimente. Conjuncția Venus-Saturn, Marte care schimbă zodia, intră în Pești. Apoi avem sextilul dintre Venus și Jupiter, deci se întâmplă lucruri, multe. Da?
Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi de joi bună în care sunteți concentrați pe iubire și de dimineață aveți un curaj nebun. Poate este o veste bună pe care o primiți de la un copil, este o veste bună care apare pe la muncă sau pur și simplu berbecul este foarte energic și foarte pozitiv în prima parte a zilei de joi. Bineînțeles că apar și surprize legate de bani, surprize legate și de viitorul tău din punct de vedere financiar. Însă, poate unii berbeci acum aveți curajul să investiți în ceva sau aveți curajul să vă cumpărați ceva anume. Este o perioadă în care berbecul are foarte mult curaj să-și schimbe viitorul, are foarte mult curaj să meargă într-o altă etapă a vieții. Poate este o perioadă în care, știu eu, se schimbă viitorul unei relații, viitorul unei colaborări, viitorul unei prietenii sau, în general, berbecul zice, băi, gata, am conștientizat care e povestea, eu mă duc acolo unde simt, eu fac ceea ce îmi place. Eu mă duc acolo unde îmi spune inima, da? Pentru că e important, iar unii puteți să auziți de niște rezolvări care apar în ziua de joi, destul de surprinzătoare, care țin fie de un copil, de un nepot, de o afacere, de o pasiune de-a voastră sau chiar pe zona aceasta de iubire. De ce nu? Hai să vedem, dragi berbeci, ce spune și tarotul. Și avem 3 de cupe, pajul de monede, deci o bucurie mică privind un copil, privind zona studiilor și tot pentru berbec poate să fie o zi în care lucrurile încep să arate mult mai bine, mult mai liniștit. Apoi avem aici 6 de cupe, da, o legătură cu un copil sau o legătură cu un suflet pereche pentru berbec. Poate, așa cum am zis, este o zi în care te bucuri. Dacă n-ai copii, nu știu, poate e vorba de copilul tău interior, se întâmplă acolo ceva drăguț care îți umple sufletul cu energie. Iar ultima carte, Marea Preoteasă, deci niște secrete pe care berbecul le află în ziua de joi. Sau poate să fie o zi în care alegi să stai mai tăcut, mai relaxat, mai liniștit. Poate această veste te liniștește, te relaxează. Zodia Taur. Pentru Taur este o zi în care familia și casa, toate astea sunt importante. Primești niște vești importante în ziua de joi, vești din trecut, poate niște secrete pe care le afli, niște rezolvări care apar, poate legate de o relație de iubire, poate legate de partenerul tău, însă Taurul cumva trece printr-un moment de transformări destul de mari, transformări care țin de un bărbat din viața ta, da? Poate e un moment în care trebuie să accepți o pierdere sau este un moment în care trebuie să susții foarte mult partenerul pentru că acesta poate să treacă printr-un moment destul de delicat. Da? Pe de altă parte, Taurul astăzi găsește soluții la o problemă și vezi tu, soluția vine fie printr-o persoană din familie, din casă, fie pentru alți Tauri, soluția vine din trecut, da? Sau vine prin partea aceasta de stabilitate din punct de vedere emoțional. Mari surpriză pe care le ai privind partenerul tău, privind tatăl, privind o persoană importantă din viața ta și cu siguranță mulți Tauri treceți printr-o perioadă de conștientizări și de purificare. Tot în această zi de joi este posibil să reacționezi puțin ciudat, diferit sau să rămâi surprins de o reacție a cuiva din casa ta, din familia ta. Este un adevăr, dar este și un moment, nu știu, ziua de joi în care Taurul reacționează diferit și o să-i surprinzi și tu pe ceilalți. Da, luna 8 de spade. Da, mai multă odihnă, dragi Tauri, în ziua de joi v-aș ruga. 2 de monede, luna. Ceață totală, ceață totală. Cineva negociază aici, cineva e prins între două situații, două locuri de muncă, nu știu, bani pe care îi dai, bani pe care îi primești. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Pești, dar și un moment în care știu, sunt niște lupte interioare, e o instabilitate aici și ție nu-ți plac chestiile astea, că vrei ceva stabil. 8 de spade, uite, este un ajutor pe care îl primești în legătură cu un blocaj. Poate este o zi, dragi Tauri, în care trebuie să evitați partea asta de obsesie și poate e cazul să vă detașați și să acceptați lucrurile ca atare. Iar ultima carte, 2 de spade. Deci, e cineva aici care încearcă să te ajute, este cineva care vrea să te sprijine, dar poate să fie și o zi în care Taurul e mai tăcut din fire și poate chiar vrea să stea să se gândească încotro
Da, merge poveste. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, azi vorbiți mult. Astăzi este o zi în care, nu știu, faceți previziuni din astea, da? Aveți treziri la realitate, vedeți niște lucruri care vă șochează. Fie le aflați, fie deodată așa vă vine ideea. Poate primiți un mesaj, un apel telefonic, e o discuție acolo care surprinde și care poate avea legătură cu un bărbat important din viața voastră sau poate avea legătură cu un prieten, cu o rudă, niște vești pe care le primiți, niște drumuri scurte pe care le faceți și care, repet, sunt destul de surprinzătoare pentru voi. Este o zi în care gemenii au curajul să lupte pentru viitor, este o zi în care gemenii au curajul să spună lucrurilor pe nume și văd acolo o ședință, o adunare de oameni, ceva ce se întâmplă pentru gemeni. Da? Și cu siguranță ți se deschid porțile. Este o veste bună, mai văd aici, legată de zona studiilor sau legată de niște acte pentru unii gemeni. Da? Se rezolvă ceva, un proiect. Hai să vedem ce spune și tarot pentru ce. Pentru unii e o eliberare. Acum, și voi probabil deja simțiți conjuncția aia Venus-Saturn cu un sextil cu Jupiter, deci cu siguranță, poate pentru gemeni, discutăm și despre un moment de eliberare. 7 de monede, 8 de monede. E o așteptare aici în care ești pus. Așteptarea asta nu prea place, poate este și o zi în care trecutul bate la ușă pentru gemeni. Da? O legătură văd cu zodia Leu. Dar este și o așteptare privind un drum sau poate aștepți niște bani de undeva de la drum, vin banii, te simți bine, ești relaxat și avem asul de bâte. Un nou mod de a acționa pentru gemeni sau poate este un moment în care zici gata, am așteptat, nu mai am răbdare, tot înainte. Pentru că e o perioadă în care gemenii nu prea au răbdare. Da? Este o perioadă în care se întâmplă lucruri cu viteza luminii, de ce nu? Asul de bâte e ca o ușurare aici, e o veste bună, petreci, te relaxezi. Poate este o nouă pasiune, o nouă persoană și 2 de bâte aici sunt niște planuri pe care ți le faci tu pe un termen mai lung sau poate chiar o veste bună, o deblocare, este ceva ce aștepți de mult timp și care, uite, poate avea legătură cu zona de online. Este o eliberare dintr-o situație veche, e o situație dificilă aici pentru gemeni. Zodia Rac. Pentru tine este o zi în care banii sunt importanți. În prima parte a zilei apar niște vești bune din partea unui șef sau din partea unei instituții publice. Și tot pentru RAC este o zi în care veștile, nu știu care apar, vă cam schimbă planurile de viitor, cam rămâneți acolo surprinși cu ceea ce se petrece. Poate apare o ședință neașteptată, poate apare o decizie a cuiva neașteptată. Și tot pentru RAC este o perioadă, nu știu, în care se schimbă șeful sau avansezi, este acolo ceva care se transformă, ceva care se schimbă în legătură cu un bărbat important din viața ta, că-i tatăl, că-i șeful, că-i partenerul, cineva, nu contează. Și cu siguranță foarte mulți raci în preajma zilei de joi o să începeți să vă simțiți mai bine, mai relaxați, mai liniștiți. Poate este și un moment în care trebuie să învățați să vă iubiți pe voi, în primul rând. Da? Este o zi cu succes pentru RAC, dar repet, mai apar și schimbări așa peste noapte a planurilor pe care le aveți. Și așa cum am zis, pot apărea și vești surprinzătoare în perioada aceasta, privind curajul nebun de care dă dovadă, fie persoana iubită, fie o persoană importantă din viața ta, persoană cu autoritate. Ați reacționat și aveți multe responsabilități pe cap, dar ideea e că vă vin și bani sau măcar ieșiți bine din poveste, vă simțiți apreciați, vă simțiți bine. Regina de spade, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, balanță, vărsător. Este o clarificare aici care apare privind o relație de cuplu sau o clarificare privind un contract. Da? Poate e vorba de o despărțire pentru unul. Cavalerul de cupe, deci o ofertă de dragoste pe care o primești sau o ofertă pe care tu o faci. Este și un moment în care racul poate să cunoască pe cineva sau își poate clarifica odată pentru totdeauna problema personală. Poate ai un șef care trece printr-o perioadă de schimbări, de transformări
ultima carte pentru Rac, Regina de Bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar poate să fie și o zi în care ai legătură cu o rivală, poate chiar aici se clarifică lucrurile, pentru că văd două femei. Poate e o altă colegă, da? Și aveți niște discuții frumoase sau afli despre niște vești interesante. Zodia Leu. Pentru Leu este o zi în care sunteți în centrul atenției, vă vin idei absolut geniale, apar vești bune din zona străinătății sau apar vești bune legate de acte. Poate sunt vești bune legate și de bani. De asemenea, tot ziua de joi vine pentru Leu cu niște surprize destul de mari legate de un șef, legate de o persoană cu autoritate asupra ta, poate are o legătură cu un client, dar și unii lei cu siguranță veți fi mult mai nonconformiști, da? Sau veți fi puși într-o situație în care trebuie să spuneți adevărul sau să acționați autentic. De ce nu? Oricum este o perioadă bună pentru Leu, lei au foarte mult curaj, sunt sinceri, sunt dinamici, este o perioadă în care poți să iei hotărâri foarte importante privind relația de cuplu, privind o căsnicie, nu știu, te apucă dragostea și zici gata, mă căsătoresc. Alții treceți printr-o perioadă în care relația de cuplu se poate, se poate lega mai intens, asta datorită, da, unor situații prin care treceți. Un moment bun pentru Leu, un moment bun să luați și decizii importante privind o colaborare, privind clienții, privind relația cu familia, iarăși pentru unii că pe acolo sunt niște lucruri care trebuie rezolvate cu siguranță. Oricum voi sunteți prinși acum pe acte, pe studiu, pe partea asta de străinătate, dar repet, ziua de joi e bună pentru Leu. Este o zi de putere, o zi în care ai intuiția necesară, ai flerul la tine, ai absolut tot ce trebuie pentru a-ți schimba viața. Și este o zi în care, mă rog, sau o perioadă în care leii de regulă spun adevărul, au curajul să zică adevărul, au curajul să fie liberi, autentici. Trei de cupe, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici văd o bucurie mică pentru tine. Este o bucurie de suflet pentru Leu, poate să apară o vindecare, poate să apară o rezolvare a unei situații. Apoi avem 5 de bâte, este și o zi puțin agitată, poate o discuție în contradictoriu pe care o ai cu o persoană sensibilă sau poate pentru unii lei să fie vorba despre un moment de gelozie. 5 de cupe, aici e o rupere, e ceva care nu-ți place, ceva care nu-ți convine. Este și o perioadă cu mari surpriză pentru tine, este adevărat și ți-am mai explicat că e un moment în care trebuie să accepti fie o pierdere, fie o închidere, fie este un moment în care poate ți se cere să nu-ți mai faci atât de mari așteptări de la ceilalți. Este ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Unii poate aflați de o persoană din jurul vostru care are niște probleme, poate e o femeie, da? Sau e un bărbat aici care ia o decizie și care, nu știu, poate pentru voi nu-i foarte plăcută. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară este o zi bună de odihnă, este o zi bună în care e bine să dați un pas în spate și o zi bună în care aveți multă intuiție, da? Chiar aveți multă intuiție. Pot apărea, bineînțeles, tot felul de activități în ziua de joi, poate neprevăzute, poate toată lumea vine și vă cere ajutorul, dar poate să fie și un moment pentru Fecioară în care aflați un adevăr, o zi în care începeți să conștientizați niște lucruri importante, surprize care vin din zona străinătății sau surprize care vin legate și de muncă. Poate sunt niște secrete acolo care se află, de ce nu? Și tot în preajma zilei de joi, Fecioara e pusă pe schimbări destul de mari, da? Schimbări care țin și de bani, schimbări care țin și de viața privată. Oricum este o perioadă în care ai multe responsabilități și ai multe lucruri de făcut, doar că tu ești pregătit să-ți schimbi viața. Dacă ești bărbat, tu ești persoana care ia atitudine și e posibil să treci printr-o perioadă mai aglomerată, nu negativă, da? Pentru că pur și simplu e mult de muncă, sunt multe lucruri de rezolvat. Unii poate începe să vă dați seama că e cazul să vorbiți altfel, să abordați lucrurile altfel, iar pentru femei este o perioadă în care
Fie bărbații acolo vă supra-solicită, fie partenerul, da, poate să treacă printr-o perioadă ciudată, printr-o perioadă de pierdere, printr-o perioadă intensă. Dar în alte cazuri, uite, fecioara acum, în primul rând, trebuie să fie atentă pe sănătate în ziua de joi, să nu pune totul la suflet și să învețe să acționeze, da, atunci când ceva nu convine, atunci când ceva nu place. Asta e important. Știu, unii poate stați într-un moment în care vă dați seama că trebuie să vă dați demisia, trebuie să ieșiți la pensie sau vă dați seama că e cazul să renunțați la ceva anume. Multe, multe mesaje, nouă de bâte. Este oarecare oboseală aici pe care o simți sau poate este vorba despre o situație tensionată care durează de mult timp. Da? Este o putere aici, este o luptă, e o gelozie a cuiva. Sunt niște butoane care se apasă. O legătură cu zodia Leu văd. Zodia Berbec. Dar interesant este că astăzi se ia o hotărâre tare importantă privind un șef. Dacă ești bărbat, uite, poate tu iei hotărâre, are legătură cu un sfârșit, are legătură cu o eliberare. Mai văd o legătură cu zodia Scorpion, Berbec, Leu. Este ceva ce a fost ținut în loc, da? Și acum se rezolvă. 6 de monede, 10 de monede, niște bani pe care îi primești din casă și din familie sau poate este o investiție pe care o faci. Unii poate primiți niște bani sau dați niște bani la rândul vostru. Ideea este că reușiți să vă echilibrați, da, din punct de vedere personal. Și fecioara rezolvă niște lucruri din punct de vedere financiar. Vezi că toată povestea asta ține și de tine, da? Ține de a spune lucrurilor pe nume, ține de a acționa, ține de a avea credința că lucrurile se rezolvă. Da? Se rezolvă. Conjuncția aia Venus-Saturn cu siguranță o să se echilibreze foarte mult relațiile, da? Relațiile în general vorbind. Poate aștepți un răspuns legat de un proces, legat de ceva anume. Zodia Balanță. Pentru Balanță astăzi viitorul este important. Este o zi în care ieșiți cu prietenii, aveți o ședință, aveți o întâlnire, uite, o discuție importantă care apare în prima parte a zilei de joi, privind o colaborare, privind un proiect, privind niște acte pentru alții dintre voi, însă Balanța rămâne foarte surprinsă, fie de o veste care apare de la persoana iubită, o veste de la bancă, o veste care ține și de o rupere, un sfârșit, o pierdere, deci acolo apare o veste care surprinde destul de mult Balanța și vezi că e ceva ce are legătură fie cu un copil, fie cu persoana iubită sau cu o afacere sau cu ceva ce îți place ție. Acum, da, este o perioadă pentru Balanță în care se întâmplă foarte multe lucruri ciudate, da? Privind o relație. Acum, fie partenerul dă dovadă de un curaj fantastic, da? Fie tu ești persoana care dă dovadă de curaj și care acum, cine știe, poate să recupereze niște lucruri pe care le avea, da, de făcut de foarte mult timp. N-ai idee tu încotro te duci, dar curaj și fii bun, da, atât cu tine cât și cu ceilalți și este și un moment în care Balanța poate să primească niște vești surprinzătoare de la un prieten sau e un ajutor acolo magic, da, care apare de la un prieten, de la cineva apropiație, în special de la un bărbat pentru unii. Iar pentru balanțele singure, uite, acum poate să apară dragostea și cine știe, vă văd în scurt timp și într-o relație stabilă. Iar cei care sunteți deja într-o relație, vedeți că este o perioadă în care se iau hotărâri importante, ne apropiem de eclipsă. Venus, care vă guvernează și care guvernează și relațiile și iubirea și banii, e prin conjuncție cu Saturn. Deci se întâmplă lucruri, dragi balanțe. Lucrurile sunt și cu sacrificii, dar na, nimic în lumea asta nu e gratis, cum s-ar spune. Da? Așa că, na, ce să vă zic, tot înainte. Un bărbat vă poate surprinde astăzi cu o veste. Sau o veste care apare despre un bărbat, poate să fie și asta. Da? Opt de spade, nouă de bâte. Dar e o teamă aici privind un blocaj, privind zona juridică, privind o situație tensionată în care te afli. Iar apoi avem 8 de cupe, deci e o renunțare, renunți la ceva, la o relație, la o colaborare,
Poate în general în viața ta zici gata, fac pace cu trecutul, ce a fost a fost, de acum viitorul contează. Ultima carte, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și o rezolvare pentru balanță, o închidere, o eliberare. Ceva începe să arate diferit. Nebunul, da? Deci este o surpriză mare pentru balanță, poate și de la o femeie, nu neapărat de la un bărbat. Da? Te eliberezi de ceva, te simți bine. E o nouă emoție aici pe care o simți. Na, acum unii e posibil să nu fiți foarte deschiși în fața acestei eliberări, pentru că e posibil ca vestea să nu vă cadă chiar atât de bine, dar în același timp e clar eliberatoare vestea asta. Da? E clar eliberatoare. Na, v-am spus, este și o perioadă în care aveți mari surprize. Na. Zodia Scorpion. Pentru tine este o zi în care ești în evidență. În primul rând apare o veste bună în prima parte a zilei de la muncă. Un coleg îți face un compliment, poate șeful, poate ai o discuție interesantă privind niște acte, privind un proiect. E ceva de bine acolo pentru Scorpion. Și este și o zi în care, uite, apare o veste bună, fie de la un șef, de la o instituție publică, ai un proiect, ai ceva acolo important și îți ies lucrurile în ziua de joi. Partea cu surprize vine din partea partenerului sau din partea clienților, din partea unui contract vechi, din partea unui fost colaborator, pot fi și astfel de lucruri, însă Scorpionul, oricum ar fi, este într-o perioadă în care e de neoprit, e o perioadă în care vrei și tu schimbări cu viteza luminii, poate sunt schimbări care țin de casă, familie, poate țin și de muncă și de spațiu în care lucrezi, acolo se întâmplă tot felul de lucruri pentru Scorpion, da, pentru Scorpion. Vine să vă dau o informație înainte, mă rog, dar nici nu știu ce să fac. Vedeți că este o perioadă în care fie dați voi foc la ceva ce nu mai funcționează în viața voastră, metaforic vorbind, fie unii e posibil să fiți nevoiți să vă schimbați așa peste noapte, fără să vreți, nu știu, fie spațiul în care lucrați, fie să fie o problemă acolo, da? Unii din contra vă apucați voi și spuneți gata, nu mai place biroul, nu-mi place perdeaua, nu-mi place scaunul, mă apuc și schimb tot, sau poate e vorba de lucruri din casă, din familie, lucruri importante pentru Scorpion. Poate să fie și asta. Hai să vedem pentru Scorpion ce spune tarotul. Trei de spade, șase de bâte, o victorie și o dezamăgire, ce e aici? E o decizie oficială, ciudată. Are legătură cu zona medicală sau are legătură cu o vindecare? Are legătură cu ceva din trecut? Apoi avem 5 de monede. E o senzație de singurătate, de abandon sau poate să fie și un moment în care Scorpionul vrea să renunțe la ceva. Pentru unii pot fi și niște probleme de sănătate sau probleme financiare. Asul de bâte, o speranță pe care o ai aici, o veste bună, un nou mod de a acționa și ca și cum unii scorpioni ziceți vă gata, nu mai merge, nu mai merge, da? Proiectul, locul de muncă, relația, prietenia, ce vreți voi, da? Și atunci ziceți gata, merg tot înainte. Vă sperie ideea asta de noi începuturi, acum totul e cu un rost. Da? Totul e cu un rost. Vedeți că treaba asta cu curățenia, că e energetică, că e fizică, că vă apucați să faceți voi curățenie în viața voastră la propriu sau la figurat, asta v-ar ajuta. Dacă vedeți că urmează eclipsa și eclipsa activează o axă a sănătății și ea poate să fie simțită și mai devreme, de ce nu? Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi exact pe placul tău. În primul rând apar niște vești bune din partea unui copil, din partea persoanei iubite. Poate este o veste bună legată de zona studiilor, legată de o afacere, ai o creativitate foarte mare, doar că apar niște activități așa neprevăzute pentru Săgetător, care fie țin de zona sănătății, fie țin de niște acte, de niște discuții acolo ciudate și se petrec niște lucruri pentru Săgetător care, nu știu, sunt ciudate, adică teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica, de nicio culoare. Și oricum este o perioadă în care tu ai curajul necesar să înveți lucruri noi, da? Este o perioadă bună în care Săgetătorul poate să cunoască pe cineva sau poate avea curajul să afle un adevăr, poate avea curajul să-și studieze mult mai mult niște probleme care țin
Atenție, de ceva vechi, fie sunt niște probleme karmice, fie sunt niște probleme acolo care pot ține, dragi săgetători, și de trecutul vostru, de niște rude. E o situație care se repetă, e o veste surprinzătoare. Unii vă îndrăgostiți, alți săgetători, acum aveți curajul necesar, așa cum am zis, să învățați ceva, să luați o hotărâre împreună cu partenerul, învățați lucruri noi și treceți, da, printr-o perioadă și voi destul de mare de schimbări. Asul de bâte, patru de bâte. Unii vă căsătoriți, da? Nu știu, bine, nu în ziua de joi, dar puteți să aveți discuții frumoase. Da? O invitație la o petrecere, se rezolvă ceva. Unii e posibil să spuneți, fai gata, de acum îmi trăiesc viața, mă bucur, fac ce vreau eu, fac ce-mi tună. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar este și o zi în care poți să semnezi un contract sau poți să faci o înțelegere cu cineva. Poate chiar o veste care apare de la un părinte sau de la o persoană pe care tu o respecti. Iar 8 de bâte vine cu pasiune, vine cu atracție, discuții frumoase, intense, profunde, dar și lucruri care se schimbă pentru săgetător cu viteza luminii. Este o veste care eliberează, aș zice eu. Da, unii poate mai vreți un copil și acum aveți ocazia să-l faceți, că nodul nor pe acolo vă ajută. Zodia Capricorn. O zi puțin aglomerată pentru Capricorn, poate apar niște cheltuieli chiar de dimineață, poate cheltuieli de genul, nu știu, vine o factură sau ai niște cheltuieli pentru casă, pentru familie. Iar pentru alți Capricorn este o zi în care apar multe rezolvări, dar vedeți voi, rezolvările astea vin prin a renunța. Rezolvările astea vin prin a alege pasiunea, prin a alege iubirea. Cam asta e, da? Sau prin a accepta un sfârșit legat ori de viața profesională, ori personală, sau prin a încerca să le faceți pe toate, să găsiți acolo un echilibru. Dar asta e puțin complicat. Este o perioadă pentru Capricorn, nu știu, aveți treabă și cu alte zodii, un scorpion, un săgetător, ceva? Tot Capricornul trece printr-o perioadă oricum în care îi se schimbă foarte mult valorile, este o perioadă de schimbări și pe bani și de asemenea, poate fi și un moment pentru Capricorn în care poate apar niște cheltuieli neprevăzute, poate apar niște investiții foarte puternice sau pur și simplu este o perioadă de purificare. Da? Încep să vezi mult mai clar în sufletul tău cam ce e bun și ce nu e bun și curățenia nu strică niciodată. Da? Nu strică niciodată. Surprize pe care le aveți și voi din partea unui copil, din partea persoanei iubite. Poate vă treziți, nu știu, într-o situație și deodată așa conștientizați voi că, băi, de ce stau eu să trag de chestia asta? Că eu de fapt nu iubesc omul ăsta, că eu de fapt, nu știu, mie de fapt nu-mi place să fac chestia asta, că eu de fapt vreau să fac nu știu ce lucru, da? Și aici sunt în plus. Care-i treaba? Și atunci acționați. Este o zi, repet, puțin aglomerată, pot apărea lupte, gelozii, obsesii, dar părerea mea, dragi Capricorni, este să nu insistați, adică ce vedeți că nu merge, tot înainte, lăsați în urmă. Regina de monede, 7 de spade, da, este ceva ce nu îți place, ceva ce nu îți convine, privind o sumă de bani, privind o moștenire, privind planul ăsta material. E ca și cum unii Capricorni ziceți, bun, primesc banii, îi dau, nu înțeleg nimic, nici viață personală n-am, adică care e treaba? Luna, o legătură cu zodia Pești, dar și o femeie aici care agită spiritele, poate să fie și o zi în care nu vezi lucrurile foarte clar. Din acest motiv este bine să-ți asculți intuiția și să eviți aceste lupte de putere, lupte interioare, să eviți, da, să mai ții de un lucru. Deci ce te deranjează, ce nu-ți place, la gunoi, da? La gunoi sau îl pui deoparte momentan și când ești mai liniștit te hotărăști dacă arunci la gunoi sau schimbi ceva. Pentru că luna aici îți spune că nu vezi lucrurile clar, da? Nu vezi lucrurile clar și e posibil să te temi de un lucru care chiar e bun pentru tine sau să spui, vai ce lucru interesant și ce frumos arată și când pui mâna te frigi. Deci nu vezi lucrurile clar.
ultima carte, 3 de monede, deci te apuci și studiezi problema sau poate cine știe cere ajutorul unor prieteni sau unor persoane foarte apropiate ție. Da? Capricornul începe să ia atitudine aici, poate chiar o discuție pe care o ai cu niște colegi de la muncă, poate cu niște rude. Zodia Vărsător. Relațiile sunt importante pentru voi astăzi și în prima parte a zilei primiți o veste bună de la o persoană dragă vouă, poate de la o rudă, de la un copil. Poate sunt niște discuții acolo legate de o negociere, legate de niște bani pentru alții. Însă este și o zi în care Vărsătorul poate să reacționeze destul de ciudat, da? Privind o relație din casă și din familie sau privind relația cu clienții. Este cu adevărat o perioadă în care oamenii cam n-ar trebui să se pună foarte mult cu voi, pentru că este o perioadă în care aveți curaj, vedeți lucrurile clar, știți foarte bine ce vreți și este o perioadă în care vărsătorii se impun și pot lua hotărâri importante privind o poveste de iubire, privind relația cu un partener, relația cu clienții, deci vărsătorii sunt cam invincibili prin ziua de joi. O să vreți să vorbiți mult sau o să fiți foarte clari în exprimare și asta zic eu că vă ajută tare, tare mult. Da? Tare mult. Aveți un spirit acolo de inițiativă. Poate cine știe, e ceva legat de rudele voastre sau este ceva legat de zona comunicării. Adică dacă până acum n-ați avut curajul să vorbiți, acum e momentul vostru. Și vedeți că aveți o inteligență aparte în preajma zilei de joi, deci luați și vă folosiți de chestia asta. Da? Luați și vă folosiți de chestia asta, nu lăsați lucrurile deoparte. Sfătuiești partenerul, îi ajuți pe toți, ești acolo, tu, plin de viață. Ia să vedem noi. Regele de spade, asul de bâte. Ai niște planuri, niște strategii aici și pe de altă parte apare și o veste bună privind niște acte, privind finalizarea unei situații. Ai un plan care acum ajunge spre final, acum se îndeplinește. Apoi avem 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci, dar și o primă victorie pe care o ai. O bucurie mică, începi să vezi lucrurile altfel, începi să te concentrezi pe altceva. Steaua e cartea ta, deci vărsătorul începe să vadă lucrurile mai clar sau poate este o zi în care tu vrei să faci lumină. Zici, băi, gata, uite, astăzi stăm de vorbă și eu îți zic clar ce am de zis. Da? Îți zic clar ce am de zis. Unii vă îndrăgostiți, alții primiți o veste bună de la drum. Sau vreți să vă clarificați o situație ciudată. Da? Pentru vărsători e o zi luminoasă, e o zi frumoasă. Zodia Pești. Pentru tine este o zi de muncă, de sănătate și uite că în prima parte a zilei de joi apare o veste bună legată de bani. Știu, fie te simți apreciat, fie primești un compliment, primești niște cuvinte frumoase, pe de altă parte se rezolvă ceva legat de muncă sau ceva legat de zona sănătății. Pentru pești este și o perioadă în care, nu știu, soluția prin toată povestea prin care treci tu ține de a lucra, ține de a acționa, ține de a face ceea ce îți place, de ce nu? Și poate este și o perioadă în care te ocupi foarte mult de zona medicală, acum că e vorba de tine, că e vorba de alții, nu știu, dar pe de altă parte este și o zi în care poți să ai tot felul de conștientizări sau tot felul de surprize. Da? Mai afli un secret de pe la muncă, mai afli o veste trăsnet care ține de o rudă, de o vecină sau de un vecin și este cu adevărat o perioadă pentru pești în care fie acum aveți curajul să vă schimbați viața, fie acum aveți curajul să investiți în ceva sau începeți să aveți o mai mare încredere în voi. Da, începeți să vă învingeți o teamă, da? Tocmai pentru că ceea ce faceți voi este recompensat. Da? E ca și cum călcați așa cu un picior înainte și vedeți că e sigur că primiți aplauze, după aia mai puneți un picior și iar la fel primiți aplauze și după aia luați încredere în voi și tot înainte nimeni și nimic nu vă oprește. Pentru că da, este o perioadă în care voi începeți să vă conștientizați valoarea, dar repet, sunt lucruri care țin și de muncă și de sănătate, de toată zona aceasta.
Poate aveți curajul să faceți ceva pe cont propriu, nu știu. 6 de spade, pajul de bâte, e un drum pe care îl faci, da? Este un drum pe care îl faci pentru a învăța ceva nou, pentru a te concentra mai mult pe pasiunile tale, pe iubirea ta. Și de asemenea, poate să fie și o zi în care primești o veste bună de la drum sau o veste bună legată de un copil, o veste bună legată de un adolescent. Împăratul, o legătură cu zodia berbec, dar și o persoană cu autoritate pe care o văd eu aici. Deci, dacă mergi să rezolvi ceva legat de bani, legat de muncă, legat de un șef, acum e momentul. Ai șanse ca răspunsul să fie pozitiv. Magicianul. Eu tot cred că unii pești astăzi vă recăpătați încrederea în voi. Și vă dați seama că totul depinde de modul în care voi acționați. Dacă, universul vede că nu vă iubiți și nu vă respectați, cu siguranță o să vă da persoane care nici nu vă iubesc, nici nu vă respectă. Da, și așa mai departe. Da? Adică totul e prin oglindă. Da, prin oglindă pe toată povestea asta. E o hotărâre, e un proiect aici la care se lucrează, dar unii e posibil să aflați niște secrete, să aflați niște informații care să vă dea puterea să mergeți mai departe pe cont propriu. Da? Pe cont propriu. Și asta e de bine, zic eu. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Nu uitați să aveți curaj, să fiți buni atât cu voi cât și cu ceilalți și nu uitați să vă iubiți pe voi atât cât iubiți și pe ceilalți. Să găsiți echilibrul ăsta pe iubire, că e foarte important, mai ales acum cu acea conjuncție Venus-Saturn în sextil cu Jupiter, dar și cu eclipsa care urmează. Da? Chiar e important, măcar așa pe ultima sută de metri să facem și noi ceva bun. Nu avem cum să recuperăm toată viața sau ultima jumătate de an, dar măcar, măcar încercăm. Vă îmbrățișez cu drag, o zi superbă să aveți și cu mult curaj că lucrurile se rezolvă.